Bună ziua! Astăzi vă prezint un mic raft, țeavă de 2 țoli, rectangulară de 5x3, lung de 3 metri și 3 metri înălțime. Pentru poliția am folosit OSB de 1,5 sau de 15 mm. Am spintecat în țeavă și am băgat cum ar veni raftul în țeavă pentru a fi mai trainic. Toată greutatea lui cum ar veni stă în piciorul țevii. Normal, el trebuie să țină undeva pe polițe. L-am făcut pentru vreo 500 de kilograme, până în 600. Dar eu cred că ține mult mai mult. Țeava rectangulară este și ea groasă, 5 cu 3 și cu 3 în carne. Singura problemă e că e cam greuț. E un mastodont. Da. O zi bună!